Început de an cu ghinion pentru Angela Merkel. Cancelarul german și-a fracturat bazinul în timp ce făcea ski fond în stațiunea St. Moritz din Elveția. Anunțul a fost făcut chiar de purtătorul de cuvânt al guvernului, cel care a anunțat și că doamna de fier a Germaniei va sta imobilizată la pat timp de 3 săptămâni. În tot acest timp, întâlnirile politicianului vor fi anulate pentru ca Angela Merkel să se poată concentra doar pe recuperarea fizică.